Noaptea învierii va fi acoperită de nor. Meteorologii au emis o avertizare de vreme extremă pentru 24 de ore. Potrivit acestora, începând din această seară, de la ora 21, vom avea ploi și vânt puternic, așa că cei care merg la slujba de înviere vor trebui să aibă și umbrelele la ei, inclusiv în capitală. Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea valabilă până duminică la ora 21, interval în care vor fi intensificări accentuate ale vântului și ploi în toată țara. În această seară ne așteptăm la furtuni specifice sezonului cald, respectiv aveste torențiale, prezente descărcări electrice și izolat, grindină și chiar vijelie. Aceste fenomene urmă să-și facă apariția în cursul nopții, în această noapte mediere, din partea de nord-vest, în centru, dar local și în sudul țării, inclusiv aici în București, sunt posibile reprize de ploaie. Nu va ploua tot timpul, însă undeva spre miezul nopții am putea avea o ploaie de scurtă durată. Așa că românii care intenționează să participe la slujba de înviere vor trebui să fie precauți și să nu-și uite umbrelele acasă. Vorbim de o vreme caldă, chiar și la noapte temperaturile se vor menține ridicate undeva între 10 și 17 grade la scara întregii țări, o vreme caldă și la noapte, dar cu această instabilitate, cu reprizele de ploaie despre care vorbeam, nu va ploua tot timpul, însă într-adevăr trebuie să avem și umbrele la noi în caz că mergem la slujba de înviere. Nici duminică, în prima zi de Paște, nu vom scăpa de ploi și vânt, deși temperaturile vor rămâne în continuare foarte ridicate pentru această perioadă a anului. Mâine și vântul se intensifică în mai toate zonele țării, rafale de 45-65 de km pe oră, iar instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste și mâine, în special în regiune nordice, centrale și estice. Vor fi și cantități mai însemnate în intervale scurte de timp, mai ales în Maramureș și în Transilvania, în zonele de munte, undeva izolat am putea ajunge la 30-35 de km pătrat. Dar toată această instabilitate se produce în contextul în care și mâine va fi foarte cald la noi în țară, temperaturi maxime în general între 20 și 30 de grade, cele mai ridicate temperaturi urmând a se registra aici în extremitatea de sud a țării, iar în București, în prima zi de Paște, vom avea termometre 29-30 de grade.